Bun, ce vă trebuie ca să vă provoc? Știi, îi aud pe oameni, foarte mulți vă admiră și foarte mulți spun foarte bine că face asta pentru copii. Întrebarea mea este ce vă trebuie? De ce creșteți povești pentru tineri în sport? Că o să ajungem și la grădinițe. Un alt proiect care în presă a fost comentat că înțelegerea cu Darius Vâlcov a făcut cadou acest proiect. Deci ajungem. Viu și acolo. Da. Ce vă trebuie? Viu și acolo. Nu știu. Eu am o problemă cu copiii. Cât mai mici, atâta problema mea e mai mare cu ei. Și îi văd atunci și îi văd că nu au niciun fel de posibilitate și n-aș vrea să aibă posibilitățile care le-am avut sau nu le-am avut noi. Pentru că era o altă societate, altă treabă, nu e cazul. De asta am luptat toată viața, toți copiii noștri s-o ducă mai bine. Și nepoții mei s-o ducă mai bine acum. Dar îi văzând treaba asta, totdeauna m-am implicat direct sau indirect, fără să fac eu publicitate la televizor sau în altă parte, cam ce fac și ce vreau să fac și așa mai departe. Dar văzând că se poate totuși, noi, doamna Stoicescu, noi am fost o țară care, în anul 2000, la Sydney, la Olimpiadă, eu eram cel mai mare cocoș care l-ai văzut dumneata în viața dumneitale, după o viață întreagă de sport, și nu am niciun fel de merit la cele 29 de medalii, mi se pare, care au fost 14 de aur, ci era o moștenire a vechiului regim. Dacă vrem să așteptăm, acceptăm sau nu. Și atunci am spus lui domnul Constantinescu, care ne-a făcut onoarea să stea lângă noi acolo vreo 3 zile. Președintele. Am spus, domnule președinte, dacă nu semănăm nimic în 15 ani, nu stăm pe locul 8, cum stăm în momentul ăsta în lume, cu 300 de mii de dolari buget anual, nu pe zi, anual. Germania avea cam pe zi bugetul ăsta. Noi eram înaintea lor și înaintea Franței. Gimnastică, nu mai vorbesc așa mai departe. Și am ajuns, din păcate, nu cum am spus eu în primele 30, nu mai intrăm în primele 50. De ce? Că n-am semănat nimica. Și eu vin înapoi și spun, toată societatea asta, dumneata, tatăl dumitale, cei ce ne privesc aici, toți ori au copii, ori au părinți, dar au nepoți, au pe cineva care să uită pentru viitor. Nu trebuie oare să le dai ceva? Societatea se schimbă extraordinar de repede. Acum nu mai au nimic în mână decât copiii la un an jumate tableta, că stau liniștiți și la restaurant și unde, nu mai au nimic ca să uită peste asta, nu știu ce, dar de alergat și nici de mers nu mai știu să meargă ca lumea. Avem olimpici la chimie, la fizică, la matematică, pe peste tot. Și foarte bine. Însă, sportivi olimpici nu mai avem. În universitatea mea, când am făcut ICF, un grup a mea, erau doi campioni mondiali la lupte și doi participanți la Jocurile Olimpice, într-o grupă. La noi nu ne-a dat nimic în ultimii 20 de ani, ICF-ul sau toate treburile care vin școlile din spate, școlile sportive, pentru că n-am semănat nimica și nu le-am dat altceva. Venim la alte treburi. Calea asta ferată, după părerea mea, spune-mi dumneata, la ce folosește aeroport la gară? Cine vine la aeroport să duce la gară? Ăla vrea să ducă în oraș sau să se ducă în altă parte, să ducă acasă, cumva, nu știu ce. Nu la gară. La gară mai așteaptă trenul jumătate de oră să vină când vine, să vină la aeroport. Deci, este un fel de ne păcălim pe noi înșine. Ați vorbit cu cineva din guvern? Noi suntem, doamnă, noi am făcut de un an și jumătate auzind. Nu cumva să treceți chiar pe aici. Treceți, mami dracului, pardon, 100 de metri mai încolo, tot pe terenul meu, cu gratis, cu plăcere. Treci pe acolo, dacă iar vrei să faci tren, nu folosești la nimic. O treci până în altă parte. Nu, avem și înscris toate memoriile, din păcate nimica. Iar treaba cu universitatea, încă o dată, pentru mine este o enigmă. Asta eu nu o iert României și nici celor care nu au bătut la ușe la toată lumea. Eu am ajuns la Bruxelles ca să am asigurarea că 40% vin direct
din fondurile europene de acolo, fără să atace fondurile, nici cele care trebuie să le dăm noi înapoi, că nu le folosim. Iar începând cu ministrul de finanțe, Oettinger, care și în fața guvernului aici, și în fața domnului Tudose era pe vremea, nu? Tudose era prim-ministru, da. Și domnul Dragnea a fost acolo și toată lumea a luat-o. Ce am vrut eu să fac? Și de ce spune? Eu am vrut să fac o fabrică de creier. Nimic mai mult și nici mai puțin. Feciorul meu a făcut bordul acestei universități acum vreo 3 ani cu profesori de la Stanford, cu profesori de la Boston, cu profesori din Bocconi din Italia. A făcut un bord ca să ne învețe cum să facem treaba asta, cum schimbăm noi studenții unii cu alții, cum aducem profesori și schimbăm profesori români, adică să facem în această zonă a Europei ceva ce nu există. Cea mai mare universitate în zona asta este una la Viena, pe numărul 189 în Europa. Asta era o universitate de primele 20-30 în Europa, asta vroia. Pentru asta, de atâta timp, faimoasele 100 de milioane, da, acum și fundația mea, care ea se ocupă de treburile astea, slavă Domnului. Și sunt banii puși deoparte? Banii erau numai puși deoparte, dar erau puse și cele 50 de hectare deoparte. Da. Adică aia s-au făcut 150 de milioane. Da. 50 de hectare, 100 așa. De milioane. De însă nouă ne mai trebuiau sigur cel puțin 200-300 de milioane pentru un proiect atât de magna care vroiam să-l facem. 2000 de studenți la sfârșitul anului 4, aveai 8000 de studenți, dar se putea face. Și am bătut drumurile astea începând de la New York și terminând la Milano și la Barcelona și peste tot de 1000 de ori. Până săptămâna trecută, când acum domnul Oettinger, ministrul de finanțe actual, european, se retrage, a spus siriac. Am vorbit încă acum, când a fost pe 19 ianuarie aici, aș fi vrut să fac un meeting cu dumneavoastră și cu persoanele respective aici, n-am avut succes, mulțumesc, la revedere. Nu cred că e rea voință, cred că au mult mai multe alte priorități. Și atunci nu poate să delege pe cineva, măi, tu te ocupi cu nebunul ăsta, dacă tot vrea să facă, cum a zis Oettinger, că noi n-am, de când este EU ăsta în 28 de țări, n-am întâlnit o persoană să pun așa de bani, atâția bani în față, că noi nu prea avem obiceiurile americanilor. Dar, din păcate, acolo era tot campusul, cu Academia de Tenis al lui Năstasea mea, cum o fi, și așa mai departe, în sfârșit, pentru că se poate, se poate. Copiii ăștia n-au văzut patine în viața lor, iar cei care erau de 90 ani și ar fi văzut patine erau în centrele comerciale. Da. Acum au. Care, din păcate, trebuie să dispară. N-ai cum să lași trenul să streacă la 5 metri de patinoar, nu? Suntem în clipa în care îmi spuneți dacă funcționează acest proiect cu linia de cale ferată, așa? Moare patinoarul. Păi ce se fac? Și proiectul cu universitatea e semi-mort în momentul ăsta? S-a terminat. Universitatea s-a terminat. Eu am luptat de 15 ani cu toți președinții. Noi am să luați-l pe domnul Băsescu, cunoaște treaba foarte bine. Am fost și la domnul Iohannis, care a zis, o idee e foarte bună, îți urez succes. Ei, n-am avut succes să-ți fac. N-am avut succes ce să fac. Domnul Dragnea a fost absolut de acord cu treaba asta. Și la dumnealui am fost, domnul Tăricianu, și la dumnealui am fost, la toată lumea. În special, domnule, nu era de luat nimic, era de dat, de dat. Mai mult decât atâta, aveai marele avantaj că cel puțin jumate din studenții ăștia, că nu era o treabă românească. Iar Bruxelles a spus, domnule, ne convine mănușe nouă treaba asta. Luați precedenția. O să vadă lumea că și finanțăm ceva și în partea asta a Europei. Deci ei n-au zis nu. Atenție, că din Bruxelles, ce îmi spuneți, Bruxelles n-a zis, domnule, nu se poate. Bătut, ei au bătut la masă aici. Și ultima voiaș care l-au făcut acum, în ianuarie, și tot ei l-au făcut. Dar, să vedem,
Deci, încă o dată, nu... Mă lăsați fără cuvinte, pentru că să-mi spuneți, nu iert României că eu de 15 ani bat la uși. Asta e problema mea personală, nu problema cu Bruxelles. În primul rând, orice s-ar întâmpla în România, eu nu pot să scuip pe țara mea. Mi-a cântat imnul de vreo 400 și ceva de ori, am reprezentat țara asta cum am putut, am fost născut aici, am făcut ce am făcut, eram fecior tânăr când, acum 30 de ani, am ajuns la o vârstă respectabilă, care mulțumesc mult, mai mult nu pot să fac. Poate o face copiii mei sau nepoții mei, la revedere și ne vedem mai târziu. Dar spun, întreburile astea niciodată nu o să pot să dau cu pietre. Noi suntem corupți. Venim și la noi suntem corupți și la legea lui Les Maestate, se numea pe vremea mea când mai era regele pe împrejur, și acum ar trebui să spună o lege marțială, care cei care dau mai mult, aleși ai noștri care dau cu pietre în noi, ar trebui să le taie puțin, nu numai limba, dar și mâinile. Credeți că ar trebui? E o dezbatere. Dar o să mă duc acolo pentru că vreau să închid, deși sper că nu e închisă complet povestea cu universitatea. Deci eu încă vă întreb și vă spun, poate nu este închisă complet. Poate. Nu mai e greu de făcut, pentru că am desfințat și bordul. Adică noi, feciorul meu se întâlnea o dată pe lună cu toți ăștia de la Los Angeles, de la San Francisco, de la Boston, de la Milano. Adică am vrut să o facem o treabă. Da, mi se pare că peste tot. Suntem o țară de nebuni, sincer. Să ai, nu suntem să o țară. Un proiect sunt în care... alte priorități. Adică sunt alte priorități, iar, din păcate, politicienilor noștri și astăzi, cu tot respectul, și mi-au responsabilitatea asta să vă spun, le e frică pentru toate dosarele care apar peste noapte, pentru unul, pentru altul, pentru corupție. Eu vă spun încă o dată, după părerea mea, DNA-ul, anticorupție, DLA-ul, iar cu corupție, ăștia de la FIS cu corupția, ăștia pe noi ne-au nenorocit, ne-au pus o talangă de gât corupție. Noi suntem corupți? Nu, nene. Siemens a plătit 1 miliard și nu știu cât pentru corupție. Volkswagen, uite săraci ce li s-a întâmplat pentru corupție. Și toate treburile astea. Noi, pentru un cârnaț și 2 sticle de țuică și uite ce corupți suntem sau ce am făcut sau ce nu. Nu. Noi, din păcate, nu am avut nici educația și nici timpul suficient să educăm cele 22 de milioane, în special cele 12 milioane din rural sau ceilalți, că în țara asta, ca în toate țările din lumea asta, statul nu are bani. N-are bani statul. Statul este un vehicul care face societatea să meargă. Să meargă. Asta e datoria statului. Iar datoria cetățeanului care e născut aici, dar care e rezident aici, e o datorie, dacă vrea sau nu vrea, ca să financeze acest stat, direct sau indirect. Chiar dacă ești șomer și din banii ăia trebuie să dai înapoi ca roata să se învârtă. Iar noi, până în 90, știți foarte bine că să ni se dea. Cu taxele nu le prea aveam, cu asigurările nu le prea aveam și așa mai departe. Iar noi nu am avut nici curajul să spunem, alo, dumneata, chiar dacă ai 200 de euro, ăia 16% trebuie să-i plătești. Acum, infantil să spun, noroc că n-am atins politica, dar acum mă gândesc că poate am făcut o greșeală acum 30 de ani, însă, dați-vă seama dacă infantil. Cum îi convingi pe oamenii ăștia că trebuie să plătească? Băi, fraților, toată România asta, de mâine aveți 30% mai mult la lefuri. Acum, sunt și cele de stat și cele private. Da. După cum știți, statul e plătit mai bine, cam privații ăștia, că dacă doriți la procentaje, venim noi. Spune că 6% din cele 800 de mii de companii care sunt în țara asta, 6% fac
cifră de afaceri jumătate, 50%, 6%. Iar 4% sunt companii de stat, care fac numai 4% companii de stat, care ar trebui gândite, făcute altfel. Dar venind înapoi, dacă îi spuneai omului, domnule, îți dau cu 30% mai mult, dar mâine dimineață tu trebuie să plătești 16%. Dacă nu plătești 16%, îți stai un degețel, pentru că nu ți-ai făcut datoria față de țară. Omul poate să gândea, să spună, domnule, dacă iau 30%, hai că am mai avut 10 lei, dar cu toată treaba aia tot iau ceva mai mult dacă plătesc 16%. Însă, într-un fel din ăsta infantil, să-i fi lămurit, să-i fi obligat că, într-adevăr, taxele trebuie să plătit. Uitați, suntem astăzi, dacă tot românul ar plăti taxele respective, ne-ar merge de două ori mai bine. E greu de convins. El nu crede. E greu de educat, nu de convins, de